Doc a apărut pentru prima dată la TV, după ce s-a întors de la Survivor România 2023, emisiunea din care a fost eliminat în ediția din 15 martie. Fostul faimos a declarat în emisiunea lui Cătălin Măruță că nu îi pare rău nici de atitudinea pe care a avut-o în concurs, nici că a fost trimis acasă de public. 2,5 luni a rezistat Doc în competiția din Republica Dominicană. De vreo 2 săptămâni am obosit și vreau să ajung acasă la fata mea și soția mea. Mă simt ușurat că acest drum a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru parcurs, a fost minunat. Am descoperit o grămadă de chestii despre mine și nu numai, a declarat Doc după ce a aflat că părăsește concursul. Pe aeroport, Doc a avut parte de cea mai emoționantă întâlnire, cea cu familia. Am plâns când mi-am revăzut soția și copilul la aeroport, a mărturisit vineri Doc în emisiunea lui Cătălin Măruță. Artistul a spus și tot ce a avut de câștigat pe parcursul competiției. Am rezoluții cu care m-am întors. Eu sunt un tip foarte competitiv. Recunosc că nu m-am uitat la ce s-a întâmplat cu mine, nu am avut nici timp și nici dorință, fiind foarte competitiv, am învățat că e ok să mai și pierd. Nu-mi pare rău că am plecat. Eu m-am dus acolo convins că aș putea câștiga, dar pe parcurs am înțeles că nu am ce trebuie. Nu am controlul emoțiilor. Trebuie să fii foarte mercenar, foarte soldat, să câștigi chestia asta. Dumnezeu m-a adus acasă, când trebuia să vin acasă, a declarat Doc. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.